atât în această perioadă, cât și în perioada anterioară. În zilele următoare a fost confirmat un caz de COVID la în rândul angajaților de la Consiliul Județean. Ceea ce ne-a făcut să ne amintim de un subiect pe care domnul senator l-a prezentat într-o conferință anterioară, și anume faptul că Spitalul Județean Dâmbovița nu are aparat PCR. Deși s-au făcut tot felul de declarații atât de către conducerea Consiliului Județean Dâmbovița, cât și de către organizația PSD, prin faptul că consilierii PSD au votat achiziționarea acestui aparat, iată că din luna martie, suntem aproape la data de 1 iulie, acest aparat nu există. Există un singur aparat pentru testare, acesta fiind optimizat. În schimb, aparatul PCR, aparatul real-time PCR de la, care ajută la testarea rapidă a bolnavilor COVID, nu există nici în acest moment. Va aducea în atenția dumneavoastră domnul senator Adrian Cuprianu acest subiect într-o conferință anterioară, iată că declarațiile dânsului s-au dovedit adevărate până la virgulă. Acestea fiind confirmate chiar de către managerul spitalului, care a spus într-un comunicat de presă, și o să vi-l dau citire, în momentul de față la Spitalul Județean de Urgență din Târgoviște, este în funcțiune un aparat de testare moleculară real-time PCR la dispeceratul TBC, aparat care a fost optimizat pentru a putea efectua și teste pentru coronavirus. Capacitatea acestuia este de 4 teste pe oră, ceea ce înseamnă 28 de teste pe zi. Aparatul real-time PCR de la dispeceratul TBC este automat în sistem închis, asigură precizia rezultatelor, dar și siguranța personalului care îl utilizează. În luna martie, Spitalul Județean de Urgență a inițiat prin SICAP o procedură de achiziție, echipament automat integrat de diagnostic rapid prin metoda PCR și de teste pentru detecția COVID-19. Întrucât ofertantul a propus furnizarea aparatului PCR în luna iunie, iulie și livrarea aparatului pentru coronavirus abia în septembrie, am fost obligați să reluăm achiziția, procedură care s-a finalizat cu încheierea contractului de furnizare numărul 1369 din 15.05.2020, conform căruia în 14 zile urmau să ajungă la Târgoviște din Marea Britanie atât aparatul PCR cât și testele pentru coronavirus. Din păcate au apărut întârzieri la livrare. Nici până în acest moment aparatul nu se află în dotarea spitalului, timp în care bolnavii COVID lansează strigăte disperate din interiorul spitalelor, și o să vă aduc în atenție câteva mărturii pe care le-ați reluat chiar dumneavoastră presa, pentru care am văzut că ați fost puțin apostrofați chiar. Dar, din păcate, sunt cazuri reale și care trebuiesc soluționate urgent. Citesc. Când ne-am plâns de situația noastră, ne-au spus să stăm liniștiți în salon dacă vrem să ne iasă testele negative, să nu se mai scoată virusul în noi. O altă mărturie. Când întrebam ce se aude, cum sunt testele, se supărau și ne ziceau să-i lăsăm în pace, ce îi întrebăm într-una de parcă le-am dat bună ziua. Zilele trecute a venit către noi o solicitare, de asemenea, de la o persoană care are în familie bolnav COVID, care sună cam așa. De o săptămână am soția, fata și un nepot de 1 an și 2 luni internați la Spitalul de Alumare din Târgoviște pentru o formă ușoară de COVID-19, fiind asimptomatici. De când au fost internați, nu le-au luat decât o dată sânge și de atunci nu îi mai vizitează nimeni. Nu le dau medicamente de niciun fel, iar mâncarea este sub orice criză. Ce mai primesc de acasă? Mi-au spus că nu mai rezistă în spital, mai ales copilul, că s-au umplut de bube, de nespălat, că nu au baie. Cel mai spală într-o ghiuvetă. Deci cam acestea sunt condițiile. Și trebuie să avem în vedere faptul că durata de spitalizare a bolnavilor COVID depinde de rezultatele a 2 teste COVID. Rezultat care trebuie să fie negativ. Neavând acest aparat, durata spitalicească crește, iar condițiile, vedeți noastră, psihicul oamenilor este la pământ. Ce arată acest fapt? Arată incompetența conducerii autorităților, atât de la Consiliul Județean cât și de la Spitalul Județean,
și dezinteresul față de testarea oamenilor. Solicităm rezolvarea acestei situații și achiziționarea aparatului într-o formă legală, într-un regim de urgență, dat fiind faptul că din martie până la sfârșitul lunii iunie nu s-a rezolvat acest lucru și dat fiind faptul că se preconizează un al doilea val de COVID. Deci este o necesitate stringentă la care sper să găsim răspuns pentru noi și în primul rând pentru cetățenii județului Dâmbovița. Iată că avem nevoie și nu ne putem bate joc de oameni. Eu vă mulțumesc și vă stăm la dispoziție atât eu cât și colegii mei pentru eventualele întrebări.